Ministrul Apărării a anunțat azi că cele 8 programe au fost aprobate de Parlament. În urmă cu o lună, armata a trimis comisiilor de apărare un document prin care a cerut acordul pentru cumpărarea mai multor sisteme de rachete, a unor transportoare blindate 8x8 și 4x4, în valoare totală de aproape 9,3 miliarde de euro. Singurele arme moderne ale armatei române sunt cele 12 avioane de vânătoare F-16 cumpărate recent și noile avioane de transport C-27J Spartan. În rest, Ministerul Apărării are o listă lungă de necesități, printre ele un sistem de apărare antiaeriană, elicoptere de atac, elicoptere de transport, transportoare blindate 8x8 și 4x4, tancuri, fregate modernizate, corvete și încă cel puțin 24 de avioane F-16. Suntem aproape la jumătatea anului, trec repede lunile și ajungem la sfârșitul anului în care nu se cheltuie cei 2% și bineînțeles că la rectificări Ministerul Apărării se vor lua din fonduri. Anul trecut programele pentru noul transportor blindat 8x8 și corvete păreau gata să înceapă. Cabinetul tehnocrat a dat o hotărâre de guvern în acest sens, invocând o lege care cere ca orice achiziție mai mare de 100 de milioane de euro să fie aprobată de Parlament. Actualul cabinet a anulat-o și a cerut acordul comisiilor de apărare, ceea ce a întârziat mult demararea programelor. În urmă cu 7 ani, un fost șef al statului major general, generalul Mihail Popescu, declara că 90% dintre dotările armatei române ar putea sta lejer în orice muzeu militar. De atunci și până acum, armata a cumpărat doar 12 avioane F-16 revitalizate și modernizate. Pentru Telejurnal, Adelin Petrișor.